Hai să trecem la chestiuni un pic mai serioase. Despre sănătate se vorbește astăzi într-o altă sau cu un alt ton și alte cuvinte. Simona Dragomir alături de noi. Bună dimineața, bine ai revenit. Neața, neața, bună dimineața, sănătate. Un subiect sensibil pe care cumva noi l-am făcut sensibil și tabu, să nu supărăm în stânga, să nu supărăm în dreapta și ne-am trezit cu niște cifre îngrijorătoare. Hai să vedem, vorbim despre pilule contraceptive, așa cum spuneai, un subiect tabu sau poate ne-am ferit să vorbim cu adolescenții noștri, un subiect controversat, mai ales că există o mulțime de mituri despre ele, cum că ar duce la îngrășare sau la dereglări menstruale. Și uite, așa de multe ori uităm de beneficii, iar dacă femeile nu se informează din surse corecte, ajung să aibă probleme din cauza sarcinilor nedorite și nu e bine. Ideal ar fi să cerem sfatul medicilor și să alegem în cunoștință de cauză. Amănunte aflăm chiar acum. Luate în mod corect, anticoncepționalele au o rată de succes de 91%. Este bine de știut însă că anumite medicamente ar putea reduce din eficiență. La fel, se pierde din eficacitate dacă femeia are vărsături sau diaree. Ce conțin pilulele contraceptive? Pilula contraceptivă reprezintă cea mai populară, cea mai eficientă și chiar convenabilă economic metodă de prevenire a sarcinii. Compoziția lor este reprezentată de doi hormoni sintetici care imită hormonii naturali secretați de ovar în organismul femeii. Este vorba de estrogen și de progesteron. Sigur, există și așa numitele mini-pilule, care nu au decât progestativ. Ele au o indicație de nișă, de obicei se recomandă în perioada de alăptare, pentru că neavând estrogen, nu interferă cu secreția lactată. Când sunt recomandate pilulele contraceptive și de la ce vârstă le putem lua? Pilulele sunt apanajul femeii cu vârstă până în 35 de ani, pentru că după această vârstă ele devin contraindicate. Sigur, atunci când sunt date în scop contraceptiv, sunt recomandate la dorința femeii de a nu procrea. Există și un alt compartiment de folosință a pilulei contraceptive și anume menirea terapeutică. Și atunci le putem recomanda chiar și înaintea începerii vieții sexuale pentru a regulariza menstruele, pentru a diminua durerile la menstruația, așa numită dismenoree, sau pentru a trata un chist de ovar sau altă patologie care poate beneficia de punerea în repaus a ovarului. Pentru că mecanismul de acțiune a celor doi hormoni, dacă sunt luați în doză mică și în mod corect, adică zilnic la aceeași oră, mecanismul de acțiune este de a inhiba ovulația. Nemai fiind ovul, femeia nu mai poate rămâne gravidă. Pilulele contraceptive pot avea și efecte secundare? Unele persoane pot să se plângă că au o sensibilitate crescută la sânului, o lipsă de apetit sexual, o tulburare de libido sau li se pare că câștigă în greutate mai mult decât până acum. Ceea ce este important însă este un bun diagnostic înainte de recomandare și nu mă refer numai la examenul ginecologic, Papanicolaou, ecografie transvaginală, mă refer la acele analize de sânge care pot depista în primul rând contraindicațiile pilulei contraceptive, pentru că trebuie să știți că există o boală care se transmite genetic și care are efect asupra coagulării sângelui și această boală este o contraindicație categorică a folosirii pilulei contraceptive datorită riscului de apariție chiagurilor de sânge. Deci, cu o serioasă și competentă investigație, putem alege contraceptivul care este optim pentru a evita o sarcină. La femeia sub 35 de ani, care nu fumează, pentru că și fumatul este o contraindicație și fumatul favorizează apariția acelei tromboembolii, acelor chiaguri de sânge. În concluzie, pilulele contraceptive sunt eficiente cât timp sunt luate corect, adică în fiecare zi, la aceeași oră și sunt recomandate pentru femeile cu vârsta sub 35 de ani, nefumătoare și care nu au boli care să contraindice pilula contraceptivă. Deci dacă împlinim toate aceste condiții și sunt recomandate de către medic, ar trebui să ne fie
utile. Venim din țara în care subiectul ăsta s-a transformat în un tabu, asta spuneam în intro, și din țara în care se vindeau acțiuni, mărci, dolari, cumpărăm, așa era strigătura, și anti-baby se auzea în piață la Reșița. Se cumpărau anticoncepționale din piață de la niște doamne care le scoteau dintr-o cutie, nu știai ce există acolo. Mai avem și noi mai aproape în istoria imediată foste colaboratoare care luau produse anticoncepționale de la o fată. Nimeni nu știa despre ce este vorba. Parafa medicului este important în astfel exact. De... Exact. Și lucrurile s-au schimbat mult. Avem cabinete de planning familial, ceea ce este mult și e un pas înainte. Puteți să credeți că am trăit vremurile astea? Da, le-am trăit. Și se pare că în unele colțuri din țară ele nu au apus. De aia noi venim și vă informăm. Mulțumim tare mult. Așteptăm și luni. Mulțumesc și eu. Simona, să povestim despre sănătate. Florin.